Municipiul Drobeta-Turnu Severin este într-o continuă dezvoltare. De această dată vorbim despre un nou proiect îndrăzneț al primarului Marius Creciu, prin care vor fi achiziționate 6 autobuze electrice nepoluante. Alături de edil s-a aflat și președintele Consiliului Județean Mehedinția, Adin Georgescu, care întotdeauna a sprijinit investițiile din municipiu. Primarul Marius Creciu a demonstrat că se poate face performanță în folosul cetățenilor, atrăgând de-a lungul timpului zeci de proiecte importante pentru orașul nostru. Drobeta-Turnu Severin se află printre municipiile în care vor fi livrate 3 autobuze electrice nepoluante. Ca urmare a finalizării de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a procedurii de atribuire a achiziției prin programul operațional regional, iar individual primăria va achiziționa alte 6. În total, un număr de 9 astfel de autovehicule vor circula pe străzile Severinului. Un eveniment chiar important, municipalitatea achiziționează 6 autobuze electrice, semnăm astăzi contractul, încet, încet ne modernizăm, suntem în interiorul unui contract pentru încă 3 autobuze electrice semnat cu Ministerul Dezvoltării, am semnat în 22 ianuarie, acolo au termen de livrare 19 luni, aici 14 luni, deci 6 și cu 3, 9 autobuze moderne, electrice, atât de necesare în această perioadă când combustibilul crește de la o zi la alta, curentul electric încă îl mai ținem, că suntem mari producători, încă îl mai ținem sub un anumit control. Cel mai important este că întreg orașul se modernizează, e un proiect de 86 de milioane de lei, fără TVA, un proiect care a cuprins reabilitarea străzilor pe care mergem fiecare dintre noi în fiecare zi și a mers împreună cu presa și pe Bulevardul Vrăciorova și pe Răscoalei Alaltăieri și Banovița. Toate aceste străzi sunt făcute pe bani europeni în cadrul acestui proiect. Al doilea lucru reprezintă aceste autobuze electrice și o să intru imediat în detalii. De-a treia componentă, management traficului, deci reiau 86 de milioane proiectul, la privire de străzi, managementul traficului și acest proiect de 16 milioane de lei, 6 autobuze electrice. De asemenea, împreună cu autobuzele, vor fi livrate și stații de încărcare. Pasagerii vor beneficia de un confort mai bun decât cel asigurat de actuala flotă, pentru că autobuzele sunt dotate cu sisteme de aer condiționat și încălzire moderne, dar și cu sisteme audio-video de informare a călătorilor, cu date despre orele estimate de călătorie, anunțarea stației sau alte informații privind traseul. Suntem alături de firma Anadolu, cea care va livra aceste autobuze, 6 autobuze, semnăm astăzi contractul, 14 luni furnizare, 2.300.000 fiecare autobuz, 6 stații de încărcare în cadrul acestui proiect, încărcare lentă. De asemenea, primăria lucrează și suntem pe punctul de a finaliza centrul intermodal și depoul aferent pentru aceste autobuze. Deocamdată va fi un depou deschis, dar luăm în calcul pentru anul viitor, când vom avea autobuzele, să închidem acest depou, să-l putem face funcțional, închis, să protejăm autobuzele pe care o să le primim. Președintele Consiliului Județean Mehedinția, Adin Georgescu, a fost astăzi alături de primarul Marius Creciu la semnarea acestui contract, sprijinind de fiecare dată investițiile importante din municipiul Drobeta-Turnu Severin. Contractele de asociere între Consiliul Județean Mehedinți și unitățile administrativ-teritoriale din județ s-au dovedit a fi foarte eficiente pe parcursul anilor, când s-au finanțat cu sume substanțiale din bugetul județului obiective de investiții importante pentru locuitorii din sate, comune sau orașe. Îi mulțumesc lui Marius pentru invitația de a fi astăzi alături de la semnarea acestui contract deosebit de important pentru locuitorii municipiului Drobeta-Turnu Severin. Pe noi, cei de la Consiliul Județean, ne interesează foarte mult ce se întâmplă în municipiul nostru, reședință de județ, și tocmai de aceea, văzând ceea ce se întâmplă, nu pot decât să-l felicit pe domnul primar Marius Creciu, să-l asigur că instituția pe care reprezint, Consiliul Județean Mehedinți, a fost
este și va fi în permanență alături de el, de colegii lui din primărie și de locuitorii municipiului Drobeta-Turnu Severin. Evident că toată lumea face eforturi în această perioadă pentru a îmbunătăți calitatea aerului înconjurător și era deosebit de important ca și în municipiul nostru să se facă astfel de demersuri, să fie înlocuite autobuzele pe altfel de combustibil și să folosească autobuze electrice. Îl felicit pentru acest proiect, am convingerea că nu se va opri aici, că va face efortul în continuare, dacă va fi cazul și Consiliul Județean Mehedinți va sprijini, astfel încât întreaga flotă de autobuze și microbuze necesare transportului public în comun în municipiul Drobeta-Turnu Severin să fie compusă din mijloace de transport nepoluante. Obiectivul proiectului este acela de reducere a emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Reprezentăm asocierea Anadolu Automobil Telelink Horizont, câștigătorii acestei proceduri organizate de municipiul Drobeta pentru achiziția de vehicule verzi nepoluante și pentru îmbunătățirea sistemelor de monitorizare trafic alături de colegii de la Telelink care vor dota și flota existentă a companiei de transport public din orașul dumneavoastră. Așa cum deja în câteva orașe din România, flotele pe care noi le-am vândut funcționează și au adus îmbunătățiri considerabile calității aerului din orașele respective, vorbesc aici despre Brașov, Turda, Zalău, unde aceste autobuze electrice 100%, marca SOR, ele sunt produse în Cehia, funcționează deja de mai mult de 2 ani de zile, iar impactul lor este unul considerabil asupra reducerii poluării urbane. Vorbim despre autobuze de 11 metri cu capacitatea călătorilor de peste 90 de călători pe scaune și în picioare, autobuze dotate cu toate echipările moderne și atât de necesare pentru toate categoriile de utilizatori. Vorbim despre rampă pentru persoane cu handicap locomotor, despre locuri destinate persoanelor cu mobilitate redusă, despre panouri de informare, aer condiționat, încălzire performantă, absolut toate echipamentele care fac din transportul public un serviciu atractiv, astfel încât să ne atingem țelul vizat prin proiectele acestea pe fonduri nerambursabile europene de a reduce prezența autoturismelor personale în oraș și de a crește atractivitatea transportului public urban pentru toate categoriile de cetățeni. Municipalitatea este în plin proces de modernizare a bazei auto pentru transportul în comun. Călătorii își vor putea descărca pe telefon o aplicație prin care vor fi la curent cu toate detaliile despre traseul autobuzului, la ce oră va ajunge sau dacă deja a plecat din stație. Din partea Telelinkului vom furniza împreună cu partenerii noștri toate echipamentele ITS, respectiv ticketing în cele de transport în comun, 2 automate stradale în stațiile de călători, o aplicație mobilă inteligentă pentru călători ca să-și poată achiziționa biletul direct online cu cardul bancar. E foarte important și vă rog să specificați lucrul acesta. Da. Deci vom trece la acționarea de, acționarea de bilete online. Exact. Da? Prin web-portal găsit prin aplicația mobilă, care va putea fi direct descărcată din Google Play sau Android, sau iOS, pardon. Deci va fi un sistem modern. Acest sistem deja l-avem implementat în câteva orașe din România, din state, dar și din Bulgaria, pentru că suntem o multinațională cu sediul în Sofia. Și acestea fiind spuse, de fapt, vrem să devenim un partener pe termen lung și vă asigurăm atât noi cât și partenerii noștri de o continuitatea unei bune dezvoltări, astfel încât cetățenii să fie cei vizați și cei mulțumiți. Lucrăm în acest moment la un alt proiect în care vrem stațiile cele mai importante din oraș să aibă afișaj și panou electric, să știm exact unde este autobuzul, când vine, în cât timp ajunge, oamenii să nu mai aștepte cu, să zic așa, fără să știe în momentul în care ajunge autobuzul, exact ce spuneți noastră, un transport în comun modern, civilizat și așa cum sunt și în alte orașe. Și eficient. Toate și aceste eficient. Informații se vor regăsi și în aplicația mobilă. Deci, super. Cumva, dacă omul vrea să meargă, nu știu, pe 9 la serviciu, se va uita, uite, autobuzul vine 3 minute. E după un minut, nu mai aștept în stație.
Perfect. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere a fost unul dintre principalele obiective ale edilului, iar severinenii beneficiază deja de acest lucru. Orașul nostru este în plin proces de dezvoltare, datorită implicării administrației conduse de primarul Marius Creciu. De asemenea, președintele Consiliului Județean Mehedin Saladin Georgescu a sprijinit de fiecare dată investițiile pentru locuitorii municipiului reședință de județ, condițiile de viață ale acestora crescând considerabil.